Bine v-am găsit la cheia zilei, sunt eu cine, care avem o ediție incendiară în care vom analiza principalele informații și imagini ale momentului și slavă Domnului, avem imagini de peste tot pentru că vă prezint totul despre protestele care vor să paralizeze întreaga țară. După cum vedeți, reporterii noștri sunt în toate punctele fierbinți, avem imagini în direct și vom avea și informații în direct despre ce se întâmplă și ce se pregătește. Vă arăt că protestatarii forțează intrarea în capitală și vă spun ce plănuiesc oamenii. Veți vedea că aceștia sunt chemați să-și ia topoarele și să atace guvernul și sunt îndemnați la revoltă și război în stradă. Vă arăt cine sunt instigatorii și cine vrea haos în țară. Vă aduc dezvăluiri despre jocurile ascunse și vă prezint solicitările protestatarilor care au uimit guvernul. Am lista șoc și veți vedea ce cer de fapt fermierii și transportatorii. Vă aduc transmisiuni speciale din punctele cheie ale revoltei și am primit imagini de la revolta Mamut față de, printre altele, majorarea impozitelor. Iar între timp a apărut și anunțul devastator al experților, prețul gazelor explodează. Vă spun cât vom ajunge să plătim și veți vedea costurile de infarct din facturi. Și pentru că o veste proastă nu vine niciodată singură, vă arăt și că milioane de locuri de muncă sunt în pericol. Milioane! Vă prezint amenințarea iminentă și alerta globală, dar și ce măsuri se iau pentru evitarea dezastrului, evident, nu în țara noastră, ci în alte țări. La 691 de zile de război, vă arăt că zeci de mii de militari sunt mobilizați și vă spun ce pregătește NATO în cea mai mare dislocare de la sfârșitul războiului rece încoace. Vă prezint și planul pe care îl are Vladimir Putin în Europa și ce țări sunt ținta unui nou atac. Toate acestea într-o ediție incendiară a cheii zilei care începe chiar acum. Este în continuare grevă, este protest pe peste tot, toată lumea indignată, unii se duc la guvern, alții rămân pe stradă, urmează o altă noapte, iar colegul meu Cătălin Grădinaru, alături de protestatari, de când a început acest protest, se află în afumați și, Cătălin, presupun că și tu stai toată noaptea, așa cum ai stat toate aceste nopți pe lângă protestatari. Dar ceea ce este interesant de aflat de data aceasta, Cătălin, este ce vor obține până la urmă, ce se așteaptă până la urmă transportatorii să obțină. Că agricultorii am văzut că au mai făcut progrese, dar transportatorii ioc. Da, oamenii pe care îi vedeți pe lângă mine și vi arată colegul meu, practic să reapucă de acest protest, să reapucă să claxoneze, să reapucă să meargă pe aici să defileze, speranța că o să-i audă autoritatea fiscală, cei de la asigurări, pentru că cea mai mare problemă a transportatorilor este creșterea asigurărilor, RCA, cu 400%. Mă uitam acum în Nils că în Germania astăzi s-au blocat autostrăzi pentru că li s-a micșorat subvenția la motorină. Deci s-au blocat autostrăzi între München, Passau și așa mai departe. Este o întreagă presiune pe agricultura tradițională în Europa, dar pe românii noștri au mai venit și alte presiuni interne, care practic îi duc oamenii ăștia la disperare. Dacă stați de vorbă cu ei aici, ori în șir, îți pot povesti de ce încearcă să-și revină, dar până la urmă vor fi forțați să falimenteze. Am lângă mine o legendă a sportului românesc, pe domnul Attila Szabo, de 7 ori campion mondial, dar la lupte libere și greco-romane, dar care este și fermier. Și a venit aici să-i spună păsul. Și aș vrea de la dânsul o sinteză. Până acum, ce s-a întâmplat și ce așteptați, domnul Szabo? Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Până acum am avut speranța că oamenii care ne conduc înțeleg problemele fermierilor și problemele transportatorilor. Eu, în privința mea, eu sunt fermier și astăzi negocierile care au avut a doua oară loc au ajuns la același rezultat.
Zero Barat. Am înțeles că ați avut și niște supărări, că Nils, mai sunt niște probleme aici. Dincolo de protestul pe care îl fac oamenii ăștia, să tot speculează că e politic, că nu-i politic. Acum, dacă cineva e membru al unui partid politic, nu poate să protesteze, că s-au tot speculat aici și lucrurile au luat-o cumva într-o direcție care nu prea are legătură cu dreptul fiecărui om de a protesta. Spuneți-mi că dumneavoastră ați fost acuzat că sunteți membru și dacă sunteți membru, ce? Da, sunt... nu știu dacă pot să dau nume. La Antena 3 am avut reproșuri făcând parte din Partidul Național Liberal, fiind și consilier. Și că ce căutați la protest? Care-i problema? Ce caut la protest? Și echipurile, aș fi dat mâna cu cei cu care negociem. Da. Este total fals. Da. Iată, Nils, asta e numai o parte a tabloului, însă eu am fost aseară aici și, într-adevăr, dincolo de protestatarii noștri clasici, fermierii și, și transportatorii, vin oameni la protest. Unii sunt numiți generic instigatori, alții sunt tiktokeri care filmează. Nimeni nu poate să supravegheze că nu există protest absolut pur. O să revenim cu detalii pentru că noaptea va fi lungă. Pe care le vedeți sunt de la Constanța, acolo unde s-au încins spiritele la poarta 7 a portului, unde manifestanții au blocat la un moment dat poarta. Ceea ce vedeți este o persoană care și-a terminat serviciul în port și care vrea pur și simplu să iasă, dar nu s-a putut și s-a lăsat cu scandal. Antonia Ispas a fost toată ziua alături de protestatari din Constanța. Bun găsit, Antonia! Ce se întâmplă acolo? Bună seara! În continuare, drumul de acces între porțile 7 și 8 ale portului Constanța sunt în acest moment blocate de protestatari, de tiruri, de camionete, de autoturisme personale, pentru că au venit și constanțeni alături de protestului. Iată însă că la această oră sunt și oameni care lucrează în portul Constanța, care încearcă să intre, care încearcă să iasă din portul Constanța. Așa s-a întâmplat în urmă cu câteva momente, când un bărbat a încercat cu tot din adinsul să spargă acest cordon al protestatarilor. Chiar la un moment dat s-a dat cu mașina înspre ei. Bineînțeles că aceștia au reacționat, au spus, i-au reproșat șoferului, dar și femeii care a coborât din mașină să se certe cu ei faptul că luptă și pentru drepturile lor, nu doar pentru drepturile celor care se află aici, ci pentru drepturile tuturor românilor. În cele din urmă, protestatarii au permis să treacă, mai ales că au apărut și jandarmii ca să această situație să nu escaladeze. În continuare, așa cum vă spuneam aici, totul este blocat. Oamenii spun că nu vor pleca până când nu vor primi asigurări că revendicările lor vor fi soluționate, pentru că spun ei, nu mai este de trăit în această țară. Mulțumesc foarte mult, Antonia, și mergem în capătul de nord al țării, acolo unde la Vama Siret, de asemenea, protestul continuă. Atât agricultorii cât și transportatorii au un dinte împotriva ucrainenilor, mai ales împotriva transporturilor de grâne ucrainene. Agricultorii spun că acele grâne intră în țară și sunt vândute în țară, cu toate că n-ar trebui, iar transportatorii, mai ales cei din Constanța, de exemplu, au o problemă pentru că, nu-i așa, în port, prioritatea au transporturile ucrainene, iar camioanele românești stau și așteaptă cu zilele să intre la încărcare și descărcare. Colega mea, Alina Iosif, este în Vama Siret. Bun găsit, Alina!
Bun găsit, doamnelor și domnilor. La acest moment, traficul prin Vama Siret este practic paralizat de protestul agricultorilor și al transportatorilor de aici, din Suceava. În spatele nostru este coadă de tiruri, tiruri cu mărfuri din Ucraina. De altfel, așa s-a negociat cu forțele de ordine de dimineață. Astăzi nu au intrat transporturi de marfă, începând de la orele amiezii, nu au intrat spre Siret. Se așteaptă în coloană, trec doar transporturile de persoane. De altfel, au fost și momente tensionate, momente în care au trebuit să intervină jandarmii și asta pentru că au fost oprite vehicule care veneau dinspre Ucraina. Protestatarii s-au pus în drum și le-au cerut jandarmilor să nu permită acestor transporturi să intre în țara noastră. Oamenii sunt foarte revoltați, în primul rând, de transporturile de cereale din Ucraina, produse care ar fi vândute aici, la noi în țară, la prețuri foarte mici, și astfel agricultorii locali ies în pierdere. Rămân fie cu mărfurile pe stoc, fie trebuie să le vândă și ei la prețuri de nimic. Chiar și acum se discută, uitați-vă și dumneavoastră, oamenii le cer jandarmilor să nu mai permită să intre dinspre Ucraina vehicule la acest moment. Se întâmplă acest lucru și la Vama Stânca Costești, sunt blocaje, se întâmplă și la Vicovu de Sus, peste tot protestatarii s-au mobilizat, spun că sunt în pragul falimentului, că nu mai pot rezista și vom ajunge să avem pe masa noastră doar alimente aduse din alte țări, pentru că ei nu mai pot rezista în aceste condiții. Sunt prețuri foarte mari, muncesc foarte mult, se plâng oamenii și practic nu mai rentează munca lor la acest moment. De aceea au venit cu tractoarele aici și cu steaguri tricolore pentru a protesta și pentru a cere ajutor, ajutorul nostru și ajutorul guvernanților. Vreau să vă spun că și acum spiritele sunt încinse aici, se poartă discuții cu polițiștii și cu jandarmii, după cum puteți vedea. Sunt și transportatorii aici, transportatori care sunt extrem de nemulțumiți de creșterea valorii asigurării RCA și a accizelor la combustibil. După cum puteți vedea, oamenii protestează în continuare aici, în Vama Siret, și traficul este blocat. Și suntem în dinamică pentru că ne întoarcem la Constanța. De la ultimele vorbe ale Antoniei, lucrurile stau și mai rău pentru că, ce să vezi, poarta 7 și 8 sunt blocate total. Nimeni nu mai iese din port, nu mai vorbim că de intrat nu intra oricum nimeni, dar acum nici de ieșit. Asta după scandalul acela cu autoturismul de acum câteva minute. Ei bine, Antonia, bun găsit, înțeleg că portul a fost paralizat. Bună seara! În continuare, situația tensionată aici la protestul din portul Constanța. Practic, în acest moment, oamenii au blocat accesul către porțile 7 și 8 ale portului Constanța. Sunt foarte nemulțumiți, au aflat că niște colegi ai lor care ar fi trebuit să vină aici la protest au fost blocați de forțele de ordine undeva la Ovidiu și nu s-a permis să se alătureze protestului. Așa că au luat această decizie. Vedeți, noastră au pus tiruri de-a latul șoselei, au pus autoturismele, acționează în continuu și spun că nu vor pleca de aici până când cineva nu va ține seama de doleanțele lor, de taxele tot mai mari, de polițele RCA tot mai mari, de ceea ce se întâmplă în acest moment în agricultură, pentru că am văzut că aici sunt și agricultori, am stat de vorbă cu ei, au spus că pur și simplu anul trecut au ieșit în pierdere și că dacă situația ține tot așa, dacă se mai majorează prețurile la carburanți, nu vor avea altceva de făcut decât să-și închidă afacerile. Din păcate au fost și incidente aici, există oameni care în aceste momente încearcă să ajungă la locul de muncă și nu pot trece pe aici pentru că totul este blocat. Protestatarii nu i-au lăsat inițial să treacă, a ieșit scandal, a intervenit jandarmeria și până la urmă oamenii au fost lăsați să plece la muncă. Vedeți și dumneavoastră, sunt transportatori aici, sunt fermieri, dar sunt și constanțeni care au venit să se alăture protestului, pentru că spun ei nu mai este de trăit în țara lor și cer urgent să se găsească o soluție pentru ca să nu mai crească prețul, crească impozitele, să nu mai crească tarifele pe RCA și tot ceea ce se majorează începând din acest an. Nu au de gând să plece prea curând oamenii de aici, au de gând să protesteze
până când, spun ei, vor găsi pe cineva, va veni cineva să vorbească cu ei, li se va da asigurări că situația se va rezolva. Da, mulțumesc foarte mult, Antonia, alături de mine astăzi, analistul politic Bogdan Chiriac, bună seara! Bună seara, Nils! Și deputatul PSD, Gabriel Zetea, bun găsit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cu drag! Aș începe cu dumneavoastră, domnule Zetea, pentru că reprezentați până la urmă guvernanții Volens-Nolens. Acest protest poate să fie calificat în fel și chip. Că e instigat, că nu e instigat, o să vă explic imediat și cum e cu instigatul și cum e cu cererile și cum, dacă e spontan, nu e spontan, dacă stau unii în spate, dacă îi mână alții în luptă, dacă sunt organizați, putem să zicem ce vrem. Fapt este, realitatea este că sunt în stradă. Realitatea este că sunt în ce în ce mai hotărâți și mai enervați. Că au motiv, că n-au motiv, dar sunt. Iarăși, realitatea este că. Realitatea este de asemenea că se uită și ei, că slavă Domnului, astăzi toată lumea are telefon mobil și vede lumea știrile pe acel device. Ei bine, văd foarte bine că în Germania, de exemplu, atât tractoarele cât și camioanele au ajuns până în buricul Berlinului, până sub poarta Brandenburg. Iar la noi sunt blocați pe centură. Furia, ce? Vă întreb, ce vă faceți? Dialog. Singurul lucru care poate să salveze o astfel de situație, de protest, este dialogul pe care fiecare minister în parte trebuie să-l poarte cu fiecare domeniu la care ne referim acum, fie că e vorba despre transportatori, fie că e vorba despre agricultori. Dialog, 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 discuții păi care trebuie să existe și măsuri teorie. Imediate, concrete. Domnule deputat, asta e în teorie. Și sunt de acord cu dumneavoastră pe partea teoretică. Mai mult, vă dau eu un argument și vă spun, astăzi, de exemplu, la Ministerul Agriculturii au plecat, într-adevăr, cu o listă, o am aici, colegii mei mi-au transmis chiar procesul verbal, documentul cu procesul verbal, sunt 13 puncte pe care le-au semnat, bine mersi, și niște protestatari, niște reprezentanți a unor patronate și sindicate și domnul ministru Barbu. Și cu toate acestea, repet, realitatea este că ei sunt în continuare în stradă. Deci ceea ce îmi spune mie că dialogul e bun, susțin, bravo, foarte bine, la transportul n-a mers atât de bine, dar problema e că ei nu pleacă. De-aia zic, ce vă faceți? Dar nici probabil că până în momentul în care fiecare va afla că o bună parte dintre cererile pe care le-au avut erau deja rezolvate, de exemplu cum este situația în agricultură, că vorbeam despre subvenția care să fie dată anticipat, ea este dată anticipat sau că există un cuantum foarte mare a subvenției cel mai mare din Uniunea Europeană pe care România îl dă. De aceste lucruri au fost deja discutate, au fost acceptate de către asociațiile mari de fermieri, de exemplu. Dar acum să știți că nu toate asociațiile de fermieri controlează fiecare fermier din România. Sunt persoane individuale care sunt prezente acolo în stradă, care da, și-au creat până la aveți urmă... Impresia, aveți impresia, domnule deputat, că oamenii aceștia au ieșit în stradă că n-aveau ce face? Adică credeți că au ieșit în stradă de bine sau doar că erau mânați? Adică nu credeți că mai degrabă ar fi stat acasă, mai ales că e frigul naibii? Și oamenii ăștia au consumat și motorină să ajungă până aici și toate astea. Adică eu cred că totuși i-a mânat o durere în luptă. Durere care, dacă, cum spuneți dumneavoastră, au fost date deja și sunt deja cele mai mari și toate lucrurile sunt bine, durerea aia, dacă era doar vorba de câteva chestiuni micuțe, nu cred că îi făcea să iasă atât de hotărât și atât de îndârjit în stradă. Dar nu e vorba de un lucru care s-a întâmplat acum, care a generat furia multor oameni care se iasă în stradă. Este un sentiment acumulat în ani de zile și nu e vorba doar de România. E vorba de întreaga Europa, că vedem astfel de proteste au fost în Franța, în Olanda, în Germania, peste tot fermierii au ieșit. Deci ani de zile. Da, nu vorbim deja de un an de zile la noi, nu acum vorbim, a pornit buba. Acum a dat pe din afară și acum au ieșit oamenii păi ca să spună...
furia vis-a-vis de creșterea prețului vieții, vis-a-vis de inflația foarte mare care a fost în anii trecuți, vis-a-vis de felul că simt oamenii că li se înrăutățește probabil standardul de viață, costul vieții a crescut. Păi și cine le înrăutățește? Dar cine le înrăutățește? Bogdan Chiriac? Eu? Colegii mei din redacție, cine înrăutățește acest standard de viață? Nu cumva are de-a face cu, de exemplu, măsurile pe care le-ați dat în ordonanța Trenuleț sau în acea ordonanță din noiembrie cu creșterea de taxe și impozite? N-are legătură protestul fermierilor, de exemplu, cu ordonanța Trenuleț. Absolut niciun fel de legătură. Cum să n-ai nicio legătură? Are legătură, de exemplu. RCA-ul a crescut în acest an, s-a actualizat curată inflației, n-a crescut absolut deloc față de anul trecut. 400%. Atunci când a crescut cu foarte mult în anii trecut, poate că erau mai îndreptățite aceste proteste. E acum sentimentul acesta acumulat în timp, de mai rău, de mai rău, de mai rău, zic eu că a dus la această răbufnire până la urmă. Domnul deputat, că am eu ceva cu domnia sa, Bogdan, te las pe tine, că nu... Deci nu mi se pare corect ceea ce spune domnul deputat. Nici nu este corect ceea ce spune domnul deputat. S-a strâns șurubul la taxe și impozite până când lumea a ieșit în stradă. Goana guvernului după bani pentru pensiile speciale și alte asemenea năzbâtii, ca să spun așa, a dus la măsurile fiscal-bugetare, culminând cu ordonanța ticăloșiei, despre care am văzut oamenii vorbind, fermieri, transportatori, probabil că erau și ei, în ordonanța ticăloșiei dată între Crăciun și Anul Nou, se desfințează practic micro-întreprinderile. Deci după o luptă astă vară, când domnul Boloș a vrut să le desfințeze, să nu știu ce, a fost presiune mare, până la urmă n-a putut atunci, și le-a băgat PNV între Crăciun și Anul Nou, așa cum vă spun, să cumulează cifrele de afaceri în așa fel încât să ai peste 500 de mii. Cu tot respectul, domnule Chiriac, dar ce legătură au micro-întreprinderile cu protestul fermierilor? V-au spus oamenii că le-ați majorat de 3 ori impozitul la micro-întreprinderi. Spuneau, domnule, de la 1% 3%, păi eu nu pot să plătesc atâta. Dar luați sincronul de la România TV, dar l-au dat și alte televiziuni în zona asta. Deci, sugrumarea mediului economic din România, sugrumarea absurdă. Micului mediu economic, atenție! Micului mediu economic. Aici e buba cea mare. Nils, acest mic mediu economic însuma vreo 500.000 de micro-întreprinderi. Nu, mic în sens de mic ca și cifre de afacere individuală. Așa, nu mă refer mic în sensul tipului, ci în sensul că este omul de afaceri, antreprenorul care are un camion. Înțeleg că între 1 și 5 camioane înțeleg că sunt cei mai loviți. Oamenii ăștia angajau 5 milioane de persoane în România, e vorba de asta, și aveau și o cifră de afaceri de câteva sute de miliarde de lei. Toți au fost loviți de această ordonanță. Iar domnul Boloș a dat hârtia suportul orice, el este într-adevăr luat ostatic de câțiva inși din Ministerul de Finanțe și au venit un șuvoi de măsuri aberante. E-factura nu funcționează. Nu e vorba de faptul că sunt aberante doar Bogdan, ci faptul că sunt parcă făcute în adins, adică aberante. Pe sistemul, pe unde mai pot să-ți trag un pumn în bot? Exact, adică așa sunt la modul făcute. În timp ce de partea cealaltă nu se vede niciun fel de rezultat. Absolut nimic. În partea cealaltă, administrația nu se îmbunătățește niciun fel. Te întrerup că am din nou dinamică. Se întâmplă la Pitești. Avem acolo blocare de circulație. De-abia se merge. Marian Ginga e acolo. Bun găsit, Marian. Ce se întâmplă la Pitești? Da, bun găsit, Nils. 10 km la oră viteza maximă este de ajuns, că e cam așa este în zona unde este protestul respectiv. Mă refer la un protest din nou al celor care și seara trecută au ieșit pe străzile din municipiu. Acum sunt undeva în zona spre autostrada
Pitești, București, dar vor reveni în centrul orașului pe care îl vor traversa, așa cum fac de altfel în fiecare seară. Sunt zeci de mașini, zeci de șoferi care protestează, sunt atât șoferi particulari cât și reprezentanți ai unor firme, firme de tractări, firme de transport, care sunt, bineînțeles, nemulțumiți, nemulțumiți de altfel generale de la nivel național, dar iată, este protest în Pitești, cum de altfel cred că va fi în fiecare seară până când aceste cereri la nivel național vor fi soluționate. Da, este, e nebunie, lumea iese în stradă, fiecare cu problemele lui. Sunt autoturisme care sunt intercalate printre transportatori. Au o trăsătură comună oamenii ăștia, Nils. Oamenii ăștia nu cer nimic de pomană, da? Nu cer majorări de salarii de la stat. Oamenii aceștia cer un singur lucru, să fie lăsați să-și facă mai departe munca lor foarte grea. Și transportatorii și fermierii au muncă într-adevăr foarte grea, să fie lăsat să-și o facă cinstit și pe mai departe. Despre asta e vorba. Problema e, sunt de acord cu tine, sunt de acord cu tine, e o vorbă libertariană care spune că cea mai bună relație dintre business și stat e când statul lasă business-ul în pace. Exact. Din cauza asta a început 13 puncte pe care le-au discutat fermierii la Ministerul Agriculturii. În seara aceasta au finalizat discuția. Nu este deloc nicăieri niciun fel de discuție vis-a-vis de impozitul pe micro-întreprinderi. Este vorba despre statutul fermierului. Nu este vorba de asta. E vorba că le-ați desfințat micro-întreprinderi. Fermierii ajutați fermierii să producă mâncare. N-are absolut nicio legătură cu celelalte discuții. Și nu cred că trebuie să mergem să mutăm discuția în altă parte. Nu, păi trebuie să o mutăm, că ați desfințat micro-întreprinderile. Ați făcut și asta. Lumea nemulțumită, transportatorii au micro-întreprinderi. Care are acolo un camion. El pe asta muncește. Anumiți transportatori care au micro-întreprinderi. Dar să știți că sunt și foarte mulți transportatori care au societăți comerciale normale, SRL-uri în România, care nu au fost deloc afectați de către... Și acolo ați băgat tot felul de șopârle. Ați băgat tot felul de șopârle pentru angajați, în seama angajatorilor și așa mai departe. E un pomenic întreg. Este o problemă în acest fel să discute la Ministerul Finanțelor, să identifice măsurile care pot... Păi a dat afară, domnul Boloș, ce să discute? Tot la dialog. Domnul deputat, i-a dat afară domnul ministru Boloș, ce să discute oamenii ăștia? Să dea afară pe domnul Boloș, să aducă la Ministerul Finanțelor un om care vrea să discute atunci. Că eu n-am o problemă, că eu nu sunt partea executivului, eu sunt partea Parlamentului. Dacă avem vreun ministru în România care nu e în stare să-și aloce în perioada asta grea timpul total necesar pe care îl are la dispoziție pentru a discuta fix cu cei care sunt nemulțumiți, păi n-are ce să caute în funcția de ministru. Că un ministru vedeți că se cere demisia lui Sorin Grindeanu. Ce faceți acum? Sorin Grindeanu este cel care a invitat, vrea să stea de vorbă cu oamenii. Sunt unii care spun că poate nu vor să discute. E problema lor. Domnul Boloș, eu nu știu să refuze dialogul, dar dacă refuză, să plece acasă. Acolo tocmai... Atenție, că dacă de la Ministerul Agriculturii avem acele 13 puncte, de la Ministerul Transportului nu avem nimic, iar comentariul general făcut de transportatori este că domnul Grindeanu n-a avut nici măcar, ba din contră, i-a și luat în balon, ca să zic așa. Haideți să ne înțelegem, la Ministerul Transportului nu discută de sus. RCA se discută la Autoritatea de Supraveghere Financiară, se discută la Consiliul Concurenței. Și într-adevăr sunt niște probleme. Eu ca român sunt nemulțumit în urmă de prețul RCA-ului în România. Eu ca cetățean simplu, dar păi transportatorii care trebuie să plătească zeci de mii de lei. Domnule deputat, dacă acești oameni sunt așa cum suntem cu toții de acord, nu au o organizare, adică nu sunt veniți mânați de cineva în luptă, ci au venit fiecare având dureri. Dacă acești oameni sunt așa cum sunt, ca să zici, domne, du-te colo de la Ana la Caiafa, în condițiile în care oamenii aceștia stau deja de 6 zile în stradă, e deja o treabă în care pe sistemul, domne, e cald la matale în birou? Da, la mine nu e. La mine bate crivățul pe stradă aici. Și stau în fofolit noaptea. De aceea e și mai greu de discutat. Tocmai pentru că nu este neapărat un protest organizat, care răspunde o persoană cu care stai de vorbă și iei o soluție și omul înțeles a plecat acasă. Tocmai de aceea e mai complicat să ai un discurs în care să spui, domnule,
La Ministerul de Finanțe se discută asta, la ANAF se discută asta, la Consiliul Concurenței se discută asta, la Transportul se discută asta, pentru că este o manifestație, un protest heterogen și care trebuie mai întâi adresat din punct de vedere emoțional. Înainte de orice, degeaba îi dați logică unui om care stă de 6 zile în stradă și bate cuie și urlă și are impresia că nimeni nu vorbește cu el. Păi nu, dar nu e doar o impresie. În afară de Ministerul Agriculturii, care încearcă ceva să facă Florin Barbu, așa, în rest, nimeni nu vorbește cu el, Nils. Despre asta e vorba. Corect. Păi ce să acum discutăm în plus? Adevărat, iar la Ministerul Agriculturii n-au încredere că o să țină de cuvânt la toate discuțiile de acolo. Dar deja cele mai multe dintre revendicările pe partea de agricultură, fie erau în transparență decizională, fie deja erau implementate în legislație, multe dintre ele erau neclarități. Dar asta nu înseamnă nimic pentru mine dacă stau în stradă. Și eu sunt de acord că pe măsură ce stau în stradă, îmi vin în cap tot felul de probleme. Unele reale, unele inventate, unele pe care eu pur și simplu nu le înțeleg și ele ar fi deja rezolvate, dar n-au ajuns încă la buzunarul meu. Mădălina Petre, de exemplu, a făcut o listă a tuturor acestor cere care, ok, poate că sunt aberante, dar eu nu le înțeleg. Mădălina, bun găsit! Bun găsit tuturor! De câteva zile reprezentanții ai protestatarilor se plimbă pe la ministere și guvern pentru a-și exprima nemulțumirile, însă guvernanții au fost, aș putea spune, surprinși când au auzit mare parte din revendicările acestora și asta pentru că sunt măsuri care nu au efectiv nicio legătură cu activitatea lor și o să vă dau și câteva exemple în acest sens. Ei bine, transportatorii au cerut reducerea cheltuielilor bugetare fără a aduce și alte argumente în acest sens. De asemenea, aceștia vor să fie redus aparatul bugetar și să fie eliminate pensiile speciale. Într-adevăr, acestea sunt doleanțe pe care le au majoritatea românilor, însă, repet, nu au legătură cu activitatea transportatorilor și fermierilor. Nu mai departe, la discuția de ieri de la Ministerul de Finanțe a fost adusă în atenție problema drogurilor. Aceștia susțin că trebuie redus consumul de droguri și statul să reglementeze câștigurile din domeniul drogurilor. O solicitare, aș putea spune, aberantă în condițiile în care știm foarte bine vânzarea drogurilor este ilegală în țara noastră. Protestatarii mai doresc să nu mai plătească acciza la carburant, dar cer și măsuri despre care spună guvernanții că încurajează evaziunea fiscală. Este vorba despre dublarea veniturilor prin facilități neimpozabile, concret mai mulți bani pentru cazare și diurnă fără documente, pentru că aceștia sunt scutiți de la impozitul pe venit. Și nu e doar atât, ci vin unele după altele și oamenii le resimt, ca de exemplu prețul gazelor, care, anunță specialiștii, este din nou în creștere. Știu că la noi este plafonat. Problema este că foarte mulți bani de la guvern se duc pe diferențele dintre prețul real și plafon. Ei bine, Victor Vreme știe exact ce ne așteaptă și cât va fi acest gaz la un moment dat. Bună seara, bine v-am găsit. Într-adevăr, discutăm despre cel mai dur anunț al experților din energie de până acum, asta pentru că din aprilie 2025 schema de plafonare nu va mai exista. Și asta înseamnă că clienții trebuie să-și reînnoiască contractele, însă prețurile nu vor mai fi reglementate. Tocmai de aceea spun experții faptul că ar trebui să ne așteptăm ca prețurile să se dubleze față de prezent. Asta deși schema de plafonare în continuare are plafoanele la un nivel foarte ridicat, asta pentru că plafoanele practic sunt la un nivel mai ridicat decât înaintea crizei energetice. Practic, prețurile pe piața internațională au scăzut foarte mult, însă plafoanele au rămas la fel, deci românii plătesc în continuare foarte mult. Asta, deși prețul final este unul redus pentru a-i susține cu dificultățile financiare. Totodată vă spun faptul că experții în energie vorbesc despre planul post-plafonare, adică o strategie pe care România trebuie să o dezvolte în mai puțin de un an de zile pentru a nu ajunge la un haos energetic din
momentul în care în aprilie 2025 această plafonare nu va mai exista. Aici se vorbește despre mai multe scenarii, în primul rând o reglementare a pieței energetice sau o semi-reglementare, o liberalizare, dar și o creare de concurență. Pentru că aici este de fapt problema, a dispărut concurența dintre furnizorii de energie electrică și atunci automat trebuie să se asigure statul român ca în aprilie 2025 clientul să poată să primească un preț concurențial, un preț corect de care să se poată bucura și să fie avantajos pentru el, dar bineînțeles avantajos și pentru furnizori. Ei bine, mai are statul foarte puțin timp la dispoziție, că încă plătim restanțe din aceste plafoane și experți în energie spun că ne așteaptă o perioadă extrem de grea, așa cum vă spuneam, cu prețuri duble. Prețuri duble care ar putea să fie acoperite, Victor, de această plafonare. Sunt de acord, doar că vorbeam cu domnul ministru Burduja la sfârșitul anului trecut și atrăgeam atenția că în bugetul de stat nu apare la Ministerul Energiei suma necesară pentru acoperirea plafonării. Mi-a explicat atunci domnul ministru că va veni din alte surse nebugetate, că mai găsim, că... În alte cuvinte, va fi pe bază de dacă mai avem ceva, zic eu, domnule deputat, mai ales în contextul în care, repet, e o problemă cu prețul gazului pe care, pe de o parte, statul dă foarte mulți bani degeaba, pentru că distribuitorii profită de plafonare, și pe de altă parte ar putea să ajungă la consumator prețul mare. Da, deci până în acest moment rezervele României în magazinarea de gaz este la maxim. Am cumpărat gaze în această vară când gazele au fost ieftine. Gazele au fost ieftine atunci când ele au fost cumpărate și au fost puse în depozite. Da. Nu au fost scumpe. Sigur că iarna, de fiecare dată, prețul gazelor crește. Dacă ar fi să avem o iarnă foarte lungă vă și întrerup, de grea, vă întrerup și din să nou, avem domnule nevoie deputat, de gaz, pentru că vă întrerup din nou, domnule deputat, pentru că mergem din nou la Siret, în Vama Siret, acolo unde protestatarii au zis noi n-am mâncat nimic de două zile și au pus mielul la fript și cazanul de țuică la fiert, imagini de acolo. Domnul bucătar, și spuneți, îi dicâni? Îi dicâni cu domnul bucătar? Are coada de veveriță. Mai sunt câinii aici la fiert? Alina Iosif este alături de ei și urmează să se înfrupte și ea din melul tăiat. Alina, bun găsit din nou! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Chiar în acordurile imnului național, protestatarii, agricultorii au tranșat un miel lângă Vama Siret și s-au apucat să facă miel la grătar. Miel la cazan, mă scuzați, sunt foarte obosită deja. Și recunosc și eu că mi-este foame. Au spus oamenii că nu au mâncat ore întregi și au simțit nevoia să facă gestul ăsta, să tranșeze mielul chiar lângă vamă. L-au pus, deja este tranșat, este pus în cazan, fac acolo o tocăniță, așa cum știu ei mai bine, și or să împartă tocănița asta la toată lumea. Nu știu dacă o să ajungă, sunt și jandarmii aici. Recunosc, miroase foarte bine la momentul ăsta. Mi se pare un gest destul de bizar în contextul dat, în contextul în care sunt cozi de tiruri, transportatori care așteaptă și nu pot intra pentru că traficul este aici blocat. Oamenii au spus însă că le este foarte, foarte foame și sub supravegherea jandarmilor și a polițiștilor, ei își văd de gătit aici la cazan pur și simplu, lângă steaguri tricolore și v-am spus, au tranșat mielul chiar în acordurile imnului național. Da, da, este, trebuie să recunosc, e, noi suntem așa mai colorați în felul nostru de aici. Oamenii să mănânce și ei, să știi. De acord. Dacă ideea de a face zile, o tocăniță în mijlocul străzii... Autoritățile unui stat democratic trebuiau să aibă grijă... Hai că trebuie să recunoști că dau și la jandarmi, mai trebuie o bătută. Să le furnizeze hrană și ceai cald. Mai trebuie o bătută în mijlocul străzii, mă refer la dans moldovenesc, nu la o bătută cu pumnii, dar mai trebuie o bătută și este tot complet. Facem o pauză
Facem o pauză, Bogdan. Când ne întoarcem, însă vorbim serios despre războiul cu Rusia, pentru că NATO se pregătește de război cu Rusia. Nu plecați nicăieri. Bine ați revenit la cheia zilei. Ei bine, se pregătește cel mai mare exercițiu militar al NATO de la căderea zidului Berlinului încoace, de la războiul rece încoace. 90.000 de militari se pregătesc pentru un exercițiu foarte mare, 20.000 din Marea Britanie, 30.000 din Germania și așa mai departe. În plus, totul se desfășoară după ce serviciile de informații ale forțelor armate germane au emis un scenariu de groază pentru perioada imediat următoare. Costi Soare știe toate detaliile. Bun găsit, Costi! Bună seara, bun găsit tuturor! Forumul economic de la Davos din Elveția a început deja de astăzi, iar printre principalele subiecte aflate pe agendă se numără evident războiul din Ucraina, dar și conflictul din Israel cu teroriștii Hamas. Bogătașii lumii discută, doamnelor și domnilor, când și cum pot fi încheiate aceste conflicte care au paralizat și economia mondială și cu efecte de lungă durată. Pe de altă parte, extrem de important, tot aici vor fi puse în discuție și probleme legate de o posibilă nouă pandemie. Boala X este luată în calcul în a treia zi a acestui forum de la Davos. Însă, extrem de important este ce se întâmplă în această perioadă, ce face NATO. NATO se pregătește, ia în calcul un scenariu privind activarea articolului 5. Asta înseamnă că în orice moment o țară NATO ar putea fi atacată. Iar atacatorul, potrivit acestui scenariu, este Federația Rusă. Problemele ar putea apărea undeva între Lituania și Polonia. Vladimir Putin, potrivit jurnaliștilor de la Bild, intenționează ca, după ce va încheia conflictul din Ucraina, să se extindă în acea regiune. Iar NATO pregătește cel mai mare exercițiu din ultimii ani, la care vor participa 300.000 de militari, pe acest scenariu privind atacarea unui stat membru NATO. Da, mulțumesc foarte mult, Costi. Scenariul este, de fapt, provine de la serviciile de informații ale forțelor armate germane, care practic spun că din februarie și până la mijlocul anului 2025, Rusia ar putea, într-adevăr, începe mai întâi cu niște lovituri hibride la granița dintre Belarus și Polonia, folosind chiar și exclava Kaliningradului, Bogdan, astfel încât, la un moment dat, să atace o țară NATO. An de zile ne-am chinuit să explicăm partenerilor occidentali, ziariști, analiști, diplomați, cum să spun, oameni care erau interesați de subiect, că problema fundamentală este în Marea Neagră, nu în Marea Baltică, oricât ar părea de ciudat. N-am reușit. De-abia când a început războiul din Ucraina, s-au lămurit că problema este în Marea Neagră. La fel și cu exercițiul acesta și cu alte lucruri date și pe Bild, care e totuși un ziar de scandal. Sigur că e cel mai citit în Germania, dar e de scandal, nu de analize geostatice. E un ziar de scandal care, să știi, că a avut niște anchete care s-au dovedit de-a lungul timpului a fi corecte. Nu înseamnă că dacă ești de scandal, nu poți să ai și anchete corecte. Deci nu se va ataca Rusia nici anul ăsta, nici la anul, nici la mulți ani, NATO, direct. În schimb, Rusia poate să atace foarte curând Republica Moldova, care tocmai ce a început negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Păi deci, dar de ceea ce spui tu, culmea este că majoritatea analiștilor sunt de acord cu tine. Imediat. Nu stai o secundă. Stai să nu întoarcem capul în nordul Europei, când pericolul nu, cel mare este eu aici în sud-est. Și eu vreau să trag spuza pe turta mea, cum ar veni aici în România, dar hai să privim totuși la un lucru clar. 90.000 de militari n-au mai existat într-un exercițiu de la căderea cortinei de fier. N-au mai existat. 20.000 din Marea Britanie n-au mai participat, never. Deci eu zic că ar trebui să ne uităm. Este foarte bine. Eu aș fi făcut acel exercițiu, e bine că îl fac și în nord, dar l-aș fi făcut și aici în sud.
De pildă, păi nu, dar ei îl fac tocmai pentru că acolo consideră că e pericolul mai mare. Pericolul mare este aici ca Rusia să-ți ocupe Odessa și Buceagu și să vină în frontieră cu România. Ăsta e un pericol cât se poate de real. Și pericolul mare este acapararea Republicii Moldova de către, înapoi de către Federația Analiza ta Rusă. Este corectă, dar repet, analiștii germani par a nu fi de acord cu tine. Să, aici e problema. Să nu fie de acord, că nu, de-aia au rămas cu armata de... s-a dovedit anul trecut că Germania de fapt nu avea armată. Deci și tot NATO bine. Se duce după ei? Da. Adică proști, dar NATO îi ascultă pe ei, nu pe păi noi. Foarte bine, s-a mai întâmplat adică asta, nu pe asta tine. Încerc să spun. Da. S-a mai întâmplat mulțumesc asta. Foarte mult de participare. Este, noi ne revedem, Bogdan, mâine la ora 19 ne vom revedea. Până atunci însă România vine la raport de data aceasta cu un caz absolut de groază în exclusivitate la Andreea Hețulescu. Bun găsit, Andreea, despre ce este vorba. Bun găsit, Nils, bun găsit, domnilor și domnilor. O investigație bombă, rețeaua care ucide copii pentru bani. De fapt, rețeaua care dă acești copii în plasamentul unor torționari, iar toate autoritățile încearcă să pună Batista pe țambal. Noi nu facem asta. Și de asemenea avem informații din comandamentul meteo, anunțul șoc al șefei ANM, când scăpăm de acest val de gel și când se întorc ninsorile, doamnelor și domnilor, chiar dacă vremea s-a mai încălzit un pic. De asemenea avem informații în exclusivitate despre aceste proteste care, atenție, astăzi s-au extins în 27 de județe. Există și un document de la guvern, de fapt un acord pe care guvernul ar fi semnat și, într-adevăr, există niște semnături cu fermierii, doar că el nu este recunoscut de toată lumea. Ce se întâmplă? Câte orașe vor mai fi blocate și cât de mult se va extinde acest protest și care sunt revendicările de bază? La fel de important îi vedem și pe medicii de familie că ies în stradă și amenință pacienții că ar putea plăti ceva mai mult în 2024. De ce? Pentru că statul le-a tăiat lor din finanțare, în ciuda inflației. Și ca o veste bună pe zona aceasta medicală, avem un medicament inovator apropo de cancer. Tratează 10 tipuri de cancer. Detaliile imediat.